de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... În dimineața, oameni buni, cafeaua de dimineață, vineri, înainte de finalul de săptămână, că nu prea vine să spun weekend, o zi care se anunță călduroasă, o zi în care, în mod normal, noi aveam emisiuni cu o instituție numită Primăria Municipiului Piatra Neamț, cărora le-am transmis de mai multe ori. Acum nu mai facem pentru că se pare că există un pic de autism în zonă. Invitația, ca în fiecare vineri, să vină, să-și prezinte proiectele, raportul către populație, fără niciun fel de pretenții din partea noastră. Dacă vor, pot să facă emisiunea și fără moderator, să vorbească singuri. Dar pentru că primăria nu ne dă semne că ar dori să comunice prin noi cu populația, astăzi am invitat pe cineva care, chiar dacă are legătură sau are legătură cu primăria municipiului Piatra Neamț, dar cu care vom discuta mult mai multe lucruri. Bună dimineața, Adriana lui Gheorghe. Bună dimineața și bună revedere. Bună revedere la cafeaua de dimineață. Ție astăzi ți-am pus o cană specială, alta decât cea cu cafeaua de dimineață. 100 de ani de la Marea Unire, Comuna Dămuc. Mă rog, nu contează. Ideea era de 100 de ani de la Marea Unire. Da. Înțelegi? Am înțeles. Pentru că în mentalul nostru colectiv încep să apară tot mai multe manifestări care nu mai au legătură cu ceea ce înseamnă tradiție, ființă națională și ne ocupăm sau se ocupă unii cu altele. Eu te-am invitat din două motive. Unul, ca să spun la mulți ani în direct cu vreo 3 zile întârziere. Mulțumesc! Așa, unul la mână, doi la mână. Să marcăm faptul că în Mesagerul de Neamț de joi au apărut 2 materiale. Unul, un interviu cu tine, care cât om putea, l-om face tradițional când faci niște ani. Așa. Și un material semnat de tine despre serbarea de la Putna, 1871-2021, continuitatea unui ideal. Note la o expoziție. Dar înainte de a intra, trebuie să spunem celor care ne urmăresc, vom discuta și alte lucruri care țin de viața cetății și de atitudini lor de poziție ale de Adrian, ale noastre și ale oamenilor față de ce se întâmplă în acest moment în județ și în țară. Deci, Adrian, 61, da? 63. Vai, dar arăți de 61. Așa, 63. Mulțumesc. De ani. Și ești neastâmpărat. Sunt viu. Ești neastâmpărat. Sunt viu. Ca să spun așa, încă n-ai fost tras pe tușă, deși s-a dorit asta. Bun. Haide, spune-ne la început despre ce se întâmplă la Putna. Pentru că noi mai vorbim, mai dăm știri, mai vedem, dar aș vrea să știe și lumea că acolo, la Putna, loc binecuvântat pentru români, au loc niște manifestări care lasă și urme, și lasă urme grele, așa cum s-a întâmplat atunci, în 1871. Da. Da. Spun bună dimineața celor care ne urmăresc. Cred că ceea ce faci aici, ce faceți voi aici, e un lucru extrem de util pentru comunitatea nemțeană. Mă surprinde faptul că primăria nu a răspuns invitații de a fi prezentă aici. În fiecare vineri ei sunt invitați. Mi se pare, o să întreb și eu, în calitatea mea de consilier local, ce se întâmplă, pentru că trebuie găsit o modalitate de comunicare mult mai bună cu cetățenii pe care îi reprezentăm la un moment dat. Ideea este că mă bucur de răsfățul pe care mi l-ați acordat în Mesagerul.
o publicație extrem de serioasă și, zic eu, una din cele mai serioase care apar în zona noastră. Și cred că asta va fi un număr de colecție prin subiectul pe care îl abordează. Sărbările de la Putna. Absolut. Ce se întâmplă la Putna? Deci cu 150 de ani în urmă, la anul 1871, a fost o celebră serbare pusă la cale de studențimea română. Studențimea română care activa... Crema studenției române. Da. Aici e o poveste un pic mai în amănunt, în sensul că normal trebuia să aibă loc la anul 1870 această serbare, la 400 de ani de la fondarea mănăstirii Putna, însă, din cauza războiului prusac, franco-prusac, a fost amânată cu un an. Dar a mai fost și un alt amănunt care a dus la amânare. Primii bani care s-au adunat prin colectă publică au fost depuși la o firmă românească din Viena, Perlea și Mureșianu, care s-au adunat acolo vreo 5.000 de coroane, însemnând foarte, foarte mult la acea vreme, care au dispărut cu banii. Argumentul pentru care au depus acolo și nu la altă firmă a fost pentru că e o firmă românească și noi trebuie să facem noi, români, între noi, să ne gândim... Și așa s-a ajutat la, cum se spune, finanțarea unei firme. Ieminescu, care a mediat cu această firmă, a fost cel mai supărat din toată povestea. De fapt, tot ce vorbim noi acum se regăsește într-o carte de exceptiuni care o să și vorbim de altfel. Și o să te rog e să-mi lași mie un exemplar. Cu drag. Pentru chiar că este chiar o carte de documente cum rar. Da, vedea. E prima oară când avem imaginea serbării de la Putna. Ei, ea a avut loc la anul 1871. Între promotori au fost Mihai Eminescu, Ioan Slavici, Adexenopol, coparticipant Ciprian Porumbescu, Iraclie Porumbescu, tatăl lui, și foarte, foarte multă altă lume cunoscută sau necunoscută. Deci în momentul în care pronunți numele acestea, îți dai seama de valoarea celor care erau acolo și cât de mult erau ei legați de figura, hai să ne referim doar la Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare, evident. Deci cât de legați erau ei și atunci ne dăm seama și de ce au scris, ce au scris și cum au scris. Evident. Dar România de la anul 1870-1871 nu era România de astăzi, evident. Era împărțită, ruptă România între trei imperii. Provinciile românești duceau în spate trei imperii. Era Imperiul Habsburgic, care controla Transilvania și Bucovina. Era Imperiul Țarist, care controla Moldova. Și Imperiul Otoman, care controla restul provinciilor. Deci asta, 1870-1871. Se întâmplase totuși ceva în Europa în acea perioadă. Fusese revoluții de la 1848. Era un aer de autodeterminare care bântuia în toate mediile și în toate spațiile. În România se produsese acea unire mică la 1859. Venise regele între timp în calitate de voievod. La o vreme va fi rege. Așa că, oricum, eram pe un teren extrem de dinamic, zic eu, și când se reformula, practic, istoria Europei, nu numai a României. Ei, pe acest context, tinerii studenți români din străinătate, între ei și Eminescu și Slavici și ceilalți, mai ales cei de la Viena, care erau constituiți în două asociații, au pus la cale un prim apel către tinerimea română, să facă un congres la Putna. Acest tip de manifestări era îngăduit în Imperiul Habsburgic, dar după un anumit tipic. Trebuia din când în când câte o naționalitate să-și creeze o supapă pentru a-și crea acea decompresie, a elimina stările de nemulțumire și așa mai departe. Deci erau îngăduite, dar strict controlate. De aia tinerii și-au luat măsuri de precauție, au fost urmăriți tot timpul, și avem proba în această carte, urmăriți de, hai să zicem, securitatea Imperiului. De la vremea aceea, așa. Da. Manifestarea în sine s-a petrecut
sub control, așa, tot trebuia să înceapă cu un omagiu adus împăratului și așa mai departe. Ei, pe fondul ăsta, mișcarea a fost extrem de bine conturată și a existat ceva pe care, un lucru pe care împăratul și... Nu l-au putut controla. Nu l-au putut controla. Era vorba de acel vot popular pe care l-au dat oamenii de peste tot, din toate provinciile, care au simțit că este momentul de a reacționa la ce se întâmplă în jur. Și la Putna, în ziua de 15 august 1871, s-au adunat peste 3.000 de oameni. Vreau să-l rog pe Bogdan. Bogdan, pune niște imagini cu oamenii care s-au adunat la Putna în 2021. Ca să, așa, în timp ce vorbim noi. Ei, 2021 încă mai avem, până în august mai avem, pentru că atunci... Nu, dar acum a fost o manifestare... A fost în jurul extrem, zilei extrem. De... A fost pe 2 iulie, da, hramul uite. Mănăstirii și hramul mănăstirii este contextualizat acelui eveniment. Au fost mult mai multe lucruri, inclusiv o expoziție despre care o să spun câteva cuvinte, pe care trebuie vizitată neapărat, pentru că acolo este parte din istoria noastră foarte concretă. Eu spuneam de altfel, după ce am văzut panoramarea documentelor de la Putna, din presa vremii, din mărturii, din arhive și așa mai departe, după ce am văzut, mi-am îngăduit să spun că scânteia serbărilor de la Putna a fost cea care a aprins torța de la 1918, pentru că exact. Toate dezideratele din apelul tinerimii care a fost îmbunătățit. Prima formă a fost 1870, după care a fost îmbunătățit. Ei, toate dezideratele se regăsesc în programul Unirii de la 1918. Și dacă îmi permiți, și după ce țara România era sub comunism, s-a perpetuat acest gând al sărbătoririi evenimentelor de la Putna. Evident. Și avem cazul celebru al profesorului Zub. 1957, când studenții de la Facultatea de Istorie din Iași au mers să-l sărbătorească pe Ștefan cel Mare, la o comemorare, pe 2 iulie au mers la Putna și să vorbească și de serbare, de toate. Ei au fost arestați și au rămas în istorie sub denumirea de Lotul Zub. Tot au făcut pușcărie, deși comuniștii în 1966 fac și ei între timp se schimbase un pic optica. Da, ăștia încă erau sub efectul condamnărilor, iar comuniștii sărbătoreau și ei, dar da. în alt registru, sărbătoreau și ei la Putna. Da, e o poveste extrem de complicată, e parte din istoria noastră, ține de condiția noastră în istorie, ca să spun așa, pentru că sunt foarte multe lucruri. De exemplu, după 1871, după momentul serbării și al Congresului Tineretului, pentru că pe 15 august a fost serbarea, e o poveste întreagă, cu cât avem și meniul care a fost asigurat de către mănăstire, la acel moment este într-unul din documente. După aia a fost Congresul Tinerimii, care nu s-a mai bucurat de foarte mult entuziasm, că entuziasm consumase deja la era entuziasmul popular în care veniseră. Ca semn a fost... după asta au apărut în presă voci că Slavici Eminescu au avut un interes. Adexenopol a avut un interes. Ceilalți care au participat, Teclu și așa mai departe, au avut interese. Eminescu a fost foarte supărat pentru asta, pentru că el nu a avut efectiv niciun interes în toată povestea. Călinescu spune la un moment dat despre Eminescu că era singurul scriitor, singura persoană despre care a vorbit, care nu avea nimic pentru sine, totul era pentru ceilalți. Deci era de o generozitate... Este din obișnuit. Ei a avut o reacție, a scris un articol împotriva celor opinii, a fost oprit de Slavici să-l publice. Ei, peste 30 de ani, avem aici mărturia lui Slavici, peste 30 de ani Slavici povestește momentul când au fost acuzați inclusiv că ar fi cheltuit din banii adunați din subscripție publică.
Ori, la 30 de ani, Slavici detaliază cum s-au cheltuit banii. Evident că nu luase nicio centimă din asta. E interesant de văzut în documentele de aici și modul în care au reacționat material românii din acea perioadă. Pentru că apelurile au fost făcute prin presă. Au fost câteva ziare de la Telegraful, Curierul de Iași și așa mai departe, care au fost cele care au dinamizat tot și au ținut fenomenul viu, evident, și îndeaproape. Mai fac, după aia spun și un amănunt foarte interesant. Ei, apar listele de subscripție. Foarte interesant. Sunt publicate, sunt și ele documente și vedem entuziasmul pe care l-a stârnit Serbarea. Oamenii se prezentau la redacții și depuneau banii. 2 lei, 7 lei, 12 lei, când, în condițiile în care 2 lei, de exemplu, era o pereche de boi. Puteai să cumperi atunci cu 2 lei, 4 lei, puteai să cumperi o pereche de boi. Deci erau sume foarte mari. Apare pe listă, de exemplu, Veronica Micle, care a donat 66 sau 67 de lei. Dar apar și reacții de celălalt. Sunt studenți care au luat în derâdere Serbarea și au depus 2,5 parale. Și asta în Curierul de Iași sunt numiți cei care au dat 2 parale, zice, da, tendința lor este să spună că manifestarea în sine este face de două parale. Da, după expresia populară. Deci vreau să zic că a fost un fenomen viu și un barometru al vieții de atunci. Ei, presa din acel moment, presa românească, din toate provinciile, și-a propus ca, după sărbările de la Putna, după Congresul Tinerimii, să fie un congres al presei române și să lucreze unitar toate revistele, publicațiile, să lucreze pentru... tot pentru unitatea românilor, de fapt, și să aibă și o unitate de făcut. Opinii. Nu l-au mai făcut. Nu l-au mai făcut, că nici atunci nu se putea face unitatea. Așa este. Așa. Cartea asta, care este excepțională, se citește cu pasiune. Sunt aici inclusiv reacțiile scriitorilor din acea perioadă, de la Vasile Alexandrii, la, nu știu, o grămadă alții, care au publicat imnuri, texte și așa mai departe. M-am întrebat care a fost poziția, să zicem, a lui Maiorescu în acea perioadă, pentru că este mai puțin vizibil. Și poziția lui a fost una neutră, el fiind mai filogerman, mai așa, și este aspru criticat în presă. Iar cel care a câștigat a fost un concurs de discursuri. Și am să spun și... Și concurs de discursuri, da, a fost? A fost un concurs de discursuri. Discursurile au fost predate la Iași, la universitate. Și un juriu format din Maiorescu, Vasile Pogor și Cogălnicianu a decis ca premiu să-l ia Xenopol. Discursul lui Xenopol se găsește în cartea de documente. Dar și aici a fost... Marele istoric Xenopol. Marele istoric, evident. Însă, adică deci, Xenopol. Când vorbim de numele astea... Dar avea parcă... 24 de ani. Da, avea deci... 24 de ani atunci. Da. Vă dați seama cine a făcut serbarea? Exact, Eminescu, asta încerc care avea spun. 19 ani. Slavici, care avea 21. Porumbescu era mai tânăr. Avea 17 ani. El a fost implicat... Prin tatăl său, Iracli Porumbescu, preotul care a fost implicat și care s-a... a fost trup și suflet în manifestare, iar el, Ciprian, avea 17 ani, la serbarea propriu-zisă, a luat vioara unui lăutar și a cântat ce știe el mai bine. A fost aplaudat, s-a plâns în momentul în care, în public, a cântat Ciprian, evident că nu avea balada pe vremea aceea, după care s-a dus la tatăl lui, folclorul este cel care a păstrat și a spus: tată, azi am cântat Dacii întregi. A rămas celebră această zi. Există și o carte scrisă, Cântat la stop ca o vioară, apropo de Ciprian Porumbescu, și un capitol este dedicat acestei manifestări. Da, și mai e o carte a lui Adrian Lezenciuc, apărută anul acesta, anul trecut de fapt, Balada, un roman...
hai să zic, biografic, da, al lui Ciprian Porumbescu. Și să ne aducem aminte și de filmul care a fost făcut, da, Ciprian, da, Porumbescu. Da. Puțin, na, cum se făceau pe vremea aceea, dar un film realizat frumos. E un poem în imagini, da, da. E foarte frumos, de altfel. E, asta este această carte pe care o veți găsi la Putna. El, cred că e la un preț derizoriu. Ceea ce trebuie să spun este că au lucrat călugării de la Putna. Călugării de la Putna sunt cu totul speciali. Cel care a coordonat totul este doctor în litere, monahul Alexie Cojocaru. Pe lângă el au fost mulți alții care au lucrat în... Să spunem că acolo există un corp de doctori, da, da, nu da, doctori da, din aceea cu... în căutare nu, de diplome, nu, ci oameni nu, care nu, au făcut lucruri serios, foarte serioase în domeniul absolut lor. Și, deci, părintele Alexie a fost cel care a, Cojocarul a fost cel care a coordonat, însă în spate a fost efortul multora. Surse au fost Biblioteca Academiei, Biblioteca Universității din Iași, redacții și așa mai departe, arhivele naționale. Dar aici e doar o parte, pentru că în timp ce se aduna cartea în sine, părintele Alexie are surpriza să descopere că publicațiile locale din acea perioadă toate au reflectat. Ei, aia va fi partea a doua din publicațiile locale. A găsit pe la Buzău, a găsit pe la Vaslui, pe la Bârlad, publicații locale care au reflectat evenimentul. Ei, a mai apărut și o Sărbările la Putna, continuitatea unui ideal. Continuitatea unui ideal este mesajul sau, cum să zic, pentru ediția din acest an la 150 de ani, părintele Gherasim Soca a fost cel care a găsit titlul. Noi am discutat îndelung acolo până am găsit o expresie simbol și el a găsit asta, continuitatea unui ideal. Și aici este, părintele Dosoftei s-a ocupat de Jmărescu, s-a ocupat de asta. Există o poziționare în timp a celorlalte întruniri de la Putna. 1871-1904, 1926-1957, 1966 și 2004. Am mai văzut una și în 2011. Vreau să spun că dacă ajungeți la Putna, nu ezitați să mergeți la Centrul Cultural Iacob Putneanul, care este o construcție nouă, modernă, extrem de funcțională, unde în sala de expoziții e una din expozițiile, zic eu, care marchează anul acesta cultural. Te rog, Bogdan, poate ne pui și o imagine, acel potir care l-am... Urnă. Da. Așa. Ei, acolo sunt documente, materiale de la 1871, câteva și de la edițiile următoare, dar preponderent cele de la 1871. Aici este vorba de urna pe care au pus-o la cale studenții din acel moment și în care au adus pământ din toate provinciile românești. Și l-au depus, urna au depus-o pe mormântul lui Ștefan cel Mare, printr-o solemnitate aparte, descris de altfel în documente. După care... A curs cu momente simbolice acolo. Da. Deci a curs cu momente simbolice. S-au pregătit absolut, extraordinar. Absolut. Și sunt câteva alte documente. Bine, urna, asta cu urna s-a păstrat în timp. S-a păstrat da, în timp veneau. Și s-au adus în... așa. După aia, la 1874, la 3 ani, s-a creat un baldachin pe mormântul lui Ștefan, pentru că s-au adunat foarte multe lucruri simbolice și trebuiau toate păstrate și în acel baldachin s-au păstrat. Sunt două epitafuri cu fir de aur și argint expuse în expoziție. Unul este al femeilor bucovinene, alta al femeilor române. Sunt extraordinare. Eu aveam fotografii. Unul dintre epitafuri este acolo. Așa. După aia sunt steaguri, sunt tot flamuri, lauri și așa mai departe, de la ediție 1871 și la celelalte, cu donații din partea regelui, de exemplu, la 1904 și așa mai departe. Deci sunt foarte multe lucruri care te înfioară.
când știi că ele au marcat și au jalonat, practic, istoria. Ca să închidem subiectul ăsta, deci în august ce va fi? În august, deci anul ăsta au fost mai multe evenimente. În 15 iunie s-a deschis expoziția, în 2 iulie, când a fost hramul mănăstirii, s-au lansat mai multe cărți, publicații legate de eveniment, între ele și Imnele Putnei a lui Ioan Alexandru. Așa, și-a adus aminte de Ioan Alexandru, da, cineva. Da, așa, anul ăsta în decembrie el va face 80 de ani, ar fi făcut 80 de ani în 25 decembrie. Ei, este și el celebrat prin această reeditare a Imnelor Putnei, cu o prefață a lui Mihăilescu. Mai e o revistă, Cuvinte către tineri, cu lucruri semnificative pentru așa, și au fost și câteva conferințe, între care o conferință pe care am avut-o eu cu tinerii de la Ascorator, plus cei parte din comitetul de organizare a sărbărilor din acest an. Ei, pe 14-15 august, odată cu hramul, alt hram al mănăstirii, ca la 1871, va fi sărbarea cu participare extrem de numeroasă, un program complex dincolo de solemnitate și parte de, hai zicem, cântec popular și așa mai departe. Ei, iar pe 16 august va fi Congresul Tinerimii Române de astăzi. De astăzi. Da. Sunt foarte curios. Și eu sunt foarte curios, deși din sper să nu fie arestată manifestarea. Da. Nu manifestanții politic, arestați. Nu. Să nu fie arestată manifestarea. Politic, sigur că da. Cei de la Putna au luat măsuri de prevedere în acest sens. Și e vorba de o Românie alta decât la 1871. Dacă atunci România era ruptă în provincii, acum este ruptă altfel. Românii sunt risipiți peste tot. Avem semnale că vor veni studenți din America, studenți din Spania, din Franța, din Italia, de peste tot, studenți români, care trebuie să decidă într-un fel, nu la modul, hai să bifăm o manifestare, să decidă într-un fel cam ce vor ei, practic, de la România, pe care ar trebui să o aibă în grijă, până la urmă. Chiar dacă e român în Spania sau român în America, ar trebui să aibă totuși și conștiința că aparțin de o patrie. Da, pentru că, uite, sunt alte nații care au emigrație foarte puternică, irlandezii, ungurii, da, vecinii noștri, da, care se folosesc de cei care trăiesc în afară, da, și care acolo își serbează absolut toate evenimentele naționale cu fast și admirați de cei din jur. Cel puțin, dacă te duci în America de ziua Irlandei, este spectacol peste tot. Spectacol, da, peste tot. Se închide orașe, se închide orașe mari. Tocmai de asta e frumoasă lumea, tocmai de asta multiculturalitatea este, zic eu, un fenomen care trebuie încurajat. Libertatea mea nu trebuie să o îngrădească pe a ta și așa mai departe. Deci trebuie să intrăm într-o normalitate. Da, libertatea ta nu trebuie să o îngrădească pe a mea, dar nici ceilalți nu trebuie să-ți impună, evident, niște lucruri. Și cu asta zic, tragem o linie la Putna, da? Și intrăm pe... E un subiect care mie mi-e foarte drag, o să revenim la el. Te rog. O să mai discutăm. Eu acum îmi făceam niște planuri în timp ce vorbeam cu tine și mă gândeam că s-ar putea, cu bunăvoința colegului Bogdan și cu bunăvoința mașinilor, ca atunci să facem niște transmisii în direct de la Putna. Ar fi extraordinar. Că nu ar fi... Mai trebuie să spun că sărbările de la Putna din acest an, 2021, sunt sub autoritatea Academiei Române. Ioan Aurel Pop este cel care va fi acolo prezent, evident, și a Patriarhiei Române. Deci, două instituții mari. Asta e ordinea pe care noi am stabilit-o acolo, Academia Română și Patriarhia Română. Poate în timp Academia Română va ajunge din nou să fie o instituție care să dea tonul, în general, așa, la multe lucruri.
Da, m-am întâlnit cu subiectul ăsta, e un subiect care mi-a plăcut, îmi place și consider că anul acesta, de altfel și Patriarhul României în pastorala pe care a avut-o la Paști, a spus că anul ăsta trebuie să ne concentrăm pe sărbările de la Pută. Punct. O să vedem. Adriana lui Gheorghe, 63 de ani. Am făcut un interviu cu tine acum un an, anul acesta un altul. Și i-am dat titlu, un pic mai lung, nu există niciun domeniu al vieții publice din România sau de aiurea în care să se adune la un loc atât amatorism ca în politică. E axiomatic. Vorbeai e axiomatic. Înainte, mă scuz, vorbeai înainte de faptul că la 1870 românii erau despărțiți în trei imperii, acum sunt alte lucruri care ne despart. În afară de faptul că mulți au plecat, sunt lucruri în interior care ne despart și cred că principalul lucru care ne desparte în interior este politica dusă cu amatorism și prostie de multe ori. Tu la un moment dat ai cochetat cu politica, ești membru al unui partid acum, Partidul Național Liberal, ești consilier local. Și am încercat să scot de la tine ce părere ai tu despre ce se întâmplă în momentul ăsta în politică. Nu o să citesc din material, o să te las pe tine să-mi spui, dom'le, la 63 de ani ești un om matur, ești în plin proces de creație, scrii mult, îți apar cărți peste tot. De ce ai călcat în politică? E o întrebare pe care mi-am pus-o și eu recunosc, dar eu cred că n-aveai ideea de implicare, stăm pe margine și tot ne uităm la cei care concurează și intră în scenă. Nu suntem mulțumiți și atunci cred eu că din interior mai putem da un, sau măcar e o iluzie, că din interior putem face mici schimbări, măcar mici schimbări. Măcar să încercăm din interior să renormalizăm ceea ce ar fi trebuit să fie normal, de fapt, dintotdeauna. Evident că nu sunt mulțumit de ce se întâmplă în politic astăzi. Iar eu sunt, cred că un exemplu, pe mine se poate face analiza ce se întâmplă și s-a întâmplat în ultima perioadă. De la faptul că am avut acel incident, pun în ghilimele, cu Biblioteca Județeană, până la faptul că nu am putut să merg la un post în diplomație pe care l-am câștigat prin concurs, din nu știu ce motive, încă n-am aflat. E Comisia de Abuzuri a Senatului acum. Nici nu cred că o să afli. Nu o să aflu. Pentru că sunt niște jocuri absolut... Deci, o societate care permite acest tip de jocuri este o societate profund bolnavă. Profund bolnavă. Ne uităm în jur și vedem amatorism. Noi vorbeam de amatorismul din politică. Da, de acolo pleacă, de fapt, răul, pentru că dacă acolo am avea o generație de la 1871, oameni care să-și dorească binele comun, atunci am fi cu totul altceva. Să-și dorească binele comun, chiar dacă unii greșesc, chiar dacă unii fac lucruri deosebite, dar să aibă această dorință de a face bine. Nu, că mai și atunci n-am avut noi numai politicieni extraordinari. Au mai fost și corupți, s-a furat, au fost scandaluri. Absolut. Dar ideea predominantă a partidelor a fost, dom'le, hai să mergem înainte, să facem niște lucruri, nu să facem o chestie. Nu, hai să facem reformă agrară, hai să facem reformă electorală, hai să facem dezvoltarea industrială a unei țări care era eminamente aproape agricolă. Puțină lume își mai aduce aminte că unul dintre industriașii pionieri în industrie și în Neamț a fost Mihail Cogălnicianu. Evident. Mihail Cogălnicianu, care a avut fabrici Gheorghe Asachi în zona Târgu Neamț, Gheorghe Asachi. Adică, vedem, oamenii aceia gândeau
foarte larg, adică și-au dat seama. Nu poți să faci politică fără să ai o bază. Nu poți să ai o armată modernă fără oameni care știu să scrie, să citească și care să fie însuflețiți de ceva. De ce puteau fi însuflețiți atunci țăranii? Deveneau proprietari și conștienți de proprietatea lor. Adică lucrurile astea, acum despre ce discutăm noi în politică? Despre cine, cum ia locul cuiva, de ce i-a luat cineva locul cuiva, ne globalizăm, ceea ce nu este rău, dar uităm în globalizarea asta că mai existăm și noi ca nație și acceptăm toate prostiile care vin peste noi. Adică, eu cred că asta ne lipsește. Nu avem proiect de țară. Plan de țară. Nu avem un proiect de țară. Exact. Nu avem un proiect de țară. Dacă inițial am avut o tendință și asta a fost intrarea în concertul european și să intrăm în Europa, am ajuns. Ei, după ce am intrat în am intrat, dar nu suntem. Dar nu depinde de Europa, depinde numai de noi. Pentru că noi facem politică proastă. Noi facem politică proastă în exterior. Exemplele sunt nenumărate. De la diplomația culturală, de la diplomația de alt tip. Dacă ne uităm că, până la urmă, politicul atinge diplomația și amatorismul merge mult mai departe. Am avut, de exemplu, la Institutul Cultural Român, o perioadă extrem de fast, când cultura română intrase în Europa. Era perioada în care Horia Roman Patapievici a fost la conducerea ICR-ului. Ei, în momentul ăla, ICR-urile din străinătate funcționau nemaipomenit. Proiecte, programe de cunoaștere a culturii române, cea autentică, nu surogate, nu improvizații. Ei, a fost o perioadă foarte bună, când chiar cultura română intrase într-un dialog european. Ei, a venit după aia o perioadă când a fost îndepărtat Patapievici, fără niciun motiv serios, și ne-am întors la amatorism. De asta, nu știu, dacă ar fi să detaliem, ar trebui să facem o emisiune specială. Păi putem să facem și emisiuni de genul ăsta. Uite, stăteam acum și mă gândeam așa. În Neamț, luăm Piatra Neamțul, ca să nu mai zică lumea că ai tu ceva cu județul Neamț sau eu. Luăm Piatra Neamțul, da? Avem un primar tânăr. Au trecut, nici nu știu câte luni, că au trecut multe luni de la alegeri deja. Se vede cu ochiul liber că există o problemă în primărie. Pe de o parte, o echipă tânără venită acolo cu un city manager, un primar, deocamdată iarăși nu au viceprimar, că încă se mai judecă, da? Care are un aparat tehnic al primarului, matusalemic pentru orașul Piatra Neamț, și culmea, tot timpul se spune că mai trebuie, și un oraș prost gospodărit. Eu nu spun că e mai prost acum decât înainte. Este prost gospodărit de mai mult timp. N-am văzut din partea unui primar ONG-ist eforturi, nu doar vă chem la o dezbatere publică, eforturi pentru dezbatere publică pe domenii. Și stăteam acum și mă gândeam, dacă s-ar face o dezbatere sau să fac un comitet care să spune, domnule, pe domeniul cultural ce ar trebui făcut în Neamț, ce oameni am putea noi invita ca să vină acolo din Piatra Neamț. Și mă gândeam la oameni care, domne, au scris cărți deosebite, oameni care sunt implicați. De asemenea, în domeniul edilitar, în domeniul economic, dacă tu ești venit nou și nu știi, că nu te-a învățat nimeni, nici în ONG, nici în Ruby Hub, să faci administrație. Nu te-a învățat nimeni. E clar că nu te-a învățat nimeni și nu te-ai născut învățat. Nici după ce ai intrat în primărie, hop, ai învățat toate și le știi tu pe toate. N-ai cum. Să aduci
tot ce este mai bun în oraș alături de tine, indiferent de unde vin. Indiferent de unde vin. Noi avem o problemă și nu o recunoaștem. Hai să discutăm problematica romilor în Piatra Neamț. Sunt multe probleme. Hai să discutăm de ce nu se fac lucrurile astea, că nu necesită bani. Nu necesită decât disponibilitate la dialog și capacitatea de a atrage pe oameni și, după ce ai discutat, să și începi să faci lucruri, dacă ele sunt într-un plan coerent. Că altfel, degeaba. Vorba unui prieten de-al meu, rom, mai mic, care când își exprimă dezacordul, face cam așa, uite, scuză-mă că fac de ea. Restul e degeaba. Luăm niște lefuri la primărie, ne batem cu pumnii în piept, mai vine câte un ambasador, mai vine câte un șmecher cu un proiect și când tragem linie, o trecut 6 luni de la lege, hopa, ce bine, stăm la Piatra Neamț, mai avem 16 miliarde împrumutate. 16 milioane,5 împrumutate. Pentru ce? Pentru cofinanțare proiecte. Rahat, nu-i cofinanțare proiecte. Este pentru cheltuieli neprinse în proiecte, nefinanțabile în proiecte. Asta înseamnă că proiectele au fost făcute prost. Adică asta ar fi și m-aș bucura, uite, ești consilier local, să duci lucrul ăsta mai departe. Nimeni nu vrea rău nimănui, toți vor să trăim, toți ar vrea să trăim mai bine. Pledoarie, scuze-vă. Da, nu, am înțeles. Primarul tânăr de Piatra Neamț a preluat un car extrem de greoi pe care trebuie să-l facă dinamic și, zic eu, mult mai flexibil pentru vremurile astea. Ce e drept, acele proiecte pe care le-a preluat, pe care trebuie să le implementeze, nu erau pe structura lui, dar trebuie să le continui, nu are încotro. Uite, eu am să intru în dialog mai des pe partea primăriei și în calitatea mea de consilier local. Chiar o să venim împreună cu primarul la... Vă aștept cu mare drag oricând, eu am spus. Aici și să vorbim punctual. În latura mea culturală, eu mi-am fixat câteva repere pe care vreau să le duc până la capăt. N-am să le detaliez acum pentru că multe lucruri e bine să nu le spui înainte de a le face. E bine să, pentru că prea ne-am obișnuit să anunțăm și după aceea să nu ducem la capăt. Nu. Am câteva lucruri foarte concrete pe care le vom duce la capăt, chiar începând din această toamnă. Primul ar fi acea statuie a lui Caragiale, pe care am vrut de mult să o fac, pe care n-am dus-o la capăt, pentru că m-au stopat cei care au avut putere să o facă. Dar și... nu-i schimbăm locația? Ba da. Eu aș pune-o în fața Casei Albe. Păi în preajmă Casei Albe va fi în acea zonă. Avem proiectul deja făcut, am găsit și finanțarea, mai ales că anul viitor sunt două momente, zic eu, rotunde din vârsta lui Caragiale. Născut în 1852 și a murit în 1912. Deci suntem în anul 2022. Așa că trebuie să-l aducem pe Caragiale, să-l readucem la Piatra Neamț. Deci asta este unul din lucruri, dar asta e unul mărunt, pentru că am altele pe care le stăpânesc. Sau încerc să le stăpânesc. De asta o să le și vorbim de altfel detaliat în perspectivă. Cu mare drag. Deci eu îmi doresc dialog. Nu justific pe nimeni, pentru că până la urmă primarul a venit cu un proiect care nu era și proiectul meu. Eu, consilier, nu am decât câteva nuanțe într-un program mai amplu, dar primarul vine cu un program al lui pe care trebuie să-l aplice. Dacă nu, peste câțiva ani... Deci, da. Nu spunem... Dar nu asta avem nevoie. Nu de asta avem nevoie. Avem nevoie, efectiv, de un oraș care să ne placă. Să rămânem aici din drag de comunitatea asta. Am făcut un experiment, Adrian. Am adus un specialist în drumuri. Din alt județ, că ăștia din județul nostru nu au curajul, pentru că vor fi imediat tăiați de la toate. Și l-am plimbat cu mașina pe 80% din străzile orașului. Și l-am rugat să spună, după lege, regulamente și ce există
în domeniul ăsta, reglementări, care dintre străzi se califică să primească nota 5 de trecere pentru un drum public în oraș, pentru o stradă. Omul, care a văzut destule în viața lui, când am intrat pe niște străzi, a zis, nu se poate așa ceva. Deci este imposibil, inadmisibil. Nu cred că 10% din străzile din oraș primesc nota 5. Nota 5. Și mi-a explicat, uite, stradă, bordura, uite cum este, nu, bordura obturează scurgerea și apa trece pe acolo. Ci sunt lucruri care în mod normal ar trebui reglementate, este un serviciu în orice primărie, este celebra comisie pentru transportul sau cum naiba s-o chema, zice, este lipsă de mână de gospodar. Când ieși de undeva din zona Mărăței pe o stradă acolo, de o lună jumătate este un șanț la intrare în strada principală, cam atâta. Mai vine cineva și mai pune niște nisip acolo, pământ, pietriș, probabil că locatarii din zonă. Aia nu e nișa apa servului? Nu, este o firmă care pune cabluri în pământ. Sunt niște lucruri, nu se poate o lună jumate și ăia să nu fie avertizați de primărie și trași de urechi. Nu există așa ceva. Adică... Sunt de acord cu tine în tot ce spui. Ideea este că trebuie câteva proiecte mari care să fie extrem de vizibile. Unul este recuperarea Muntelui Cozla, recuperarea pentru parcul dorit în oraș. Acolo ar trebui până la gospodine să fie o alee de promenadă cu toate ingredientele, cu bănci, cu luminație zi și noapte, în care să fii în siguranță în orice moment al zilei. Deci asta e unul din proiectele mari care trebuie dus la capăt, pentru că noi, deși avem spații verzi foarte mult, avem foarte puține locuri de promenadă, avem foarte puține locuri pentru biciclete. Când toată lumea vorbește de ecologie și așa mai departe, noi nu avem minimele. Însă merg și eu pe ideea de grea moștenire pe care trebuie să o reorienteze. O să mai vorbim la subiect. Noi vorbeam acum de două niveluri. E unul local, dar era celălalt cu planul de țară, cu proiectul de țară pe care noi ar trebui să-l avem. Ori ca proiect de țară în Europa, noi trebuie să mergem cu identitatea românească în Europa. Noi trebuie să nu ne globalizăm, cum spuneai, să ne aneantizăm. Deci globalizarea nu înseamnă o aneantizare a ceea ce suntem ca români, ci trebuie să mergem cu identitatea românească foarte bine conturată. Dar cine ar trebui să facă asta? Avem niște europarlamentari. Dacă îi scuturăm, ajungem la titlul pe care l-avem în interviu de astăzi. Dacă ia cauți acolo câte kilograme de cultură... Găsești mai mult câte botox. Mai mult botox găsești acolo decât kilograme de cultură. În rândul europarlamentar. N-am auzit reacții ale europarlamentarilor. Dincolo de asta, e o oarecare șmecherie în politica românească. Pleacă cu un discurs, pe drum și îl modifică și în final vezi partide care au plecat cu discursuri extrem de generoase, eșuând în oportunism. Da. Le găsești. Exemple sunt în actualitatea de politică. În numărul de joi al ziarului, avem și un interviu cu europarlamentarul Vălean. Da. Doamna care este și comisar european pe transporturi. Noi am transmis niște întrebări, am primit niște răspunsuri și acum îți dau din casă. Normal puteam să scot 3 pagini de interviu. După ce am stat pe el și m-am uitat, am zis, hai să facem așa. Aici ce spune? Nimic. Aici ce spune? Nimic. Aici ce spune? Platitudini pe care le rostește fiecare. Și am ajuns cu chiu cu vai la o pagină
din care am extras câteva lucruri care ar putea să intereseze populația și optimismul doamnei europarlamentar în privința autostrăzii Moldova. Seamănă cu optimismul meu de a avea posibilitatea să văd Statuia Libertății pe viu. Adică sunt optimist. Tu ai putea să faci. Da, dar n-am pașaport, mai greu cu viza la americani, probabil. Nu știu. Dar sunt optimist. Dar nu știu cât din optimismul doamnei este acoperit în fapte. Adriana lui Gheorghe, mai avem câteva minute. Hai să mergem și spre meserie. Spre meseria ta. Ce ai mai scris, ce ai mai publicat? Tocmai ești, ca să spunem așa, nominalizat pentru o ultimă carte de versuri, Comunitatea Artistică, între primele cinci cărți ale anului, și nominalizat la Premiul Uniunii Scriitorilor. Hai să vedem, ce ai mai scris, ce scrii și până când? Scriu. Unde scrii? Păi eu mă pregătesc deja pentru interviul de anul viitor. Clar, adică... Noi odată pe an vorbim și sper ca în viața asta să adunăm toate interviurile și scoatem o carte. Mai scoatem și o carte. Scoatem o carte, dar mai trebuie. Mai trebuie măcar 10-15 interviuri. Am înțeles. Așa că... Eu promit. Să fim consecvenți cu noi înșine și cu obiceiul acesta. Să avem puterea să scoatem ziarul, asta e. Absolut, absolut. Da, ar trebui făcut un congres al presii românești de astăzi și să regândiți poziția presei. Da, și aici e foarte important. Știi cum e cu presa românească de astăzi? Dacă atunci ați trebuia câmpul de la Putna să o aduni, acum ați putea să rămână locuri goale într-o casă de cultură și sătească. Da, este. Și cultura și asta trebuie regândită. Păi nu degeaba am zis casă de cultură. Așa este. No, mi-a apărut recent la o editură extrem de tânără, Herzog, de la Târgu Mureș, o cărțurie. Editura tânără, numărul cu rezonanțe vechi. Da, Herzog. Da, dar cel care coordonează, Radu Iațcu, e un entuziast care vrea să promoveze poezia românească de astăzi. E un mare curaj. Pe o colecție, cele mai frumoase poezii, e o autoselecție și cartea circulă foarte bine. Sunt vreo 70 de texte aici, cu câteva date. Da, e o surpriză plăcută pe care mi-a făcut-o zilele acestea editura Herzog și mai am câteva cărți în pregătire, nu detaliez acum pentru că, la fel, merg după ce le-ai scos. După ce le scot și le definitivez. De obicei, tu nu vorbești despre ce cărți scoți. Ce se mai întâmplă cu scriitorii, poeții din Neamț? Tu, la un moment dat, te ocupai și de tineri, îi mai promovai. Eu sunt oameni de care aș fi bucuros să mai aud, domnule, mai scriu, nu mai scriu, ce știi de colegii tăi? Am aflat că a murit Constantin Tomșa, un stimabil profesor și om de carte, care a realizat câteva dicționare, câteva crestomații, câteva cărți de articole despre cărți, și așa mai departe, e o pierdere pentru absolut. Lumea nemțeană. În rest, scoatem revista Conta, pregătim un număr nou, împreună cu Emil Nicolae și Adrian Geromila. E o revistă care a ajuns la tomul 36. Adrian ce pregătește? Că mie mi-e dor de o carte de-a lui. Adrian un roman nou. Da? Pregătește un roman nou, la fel nu spune nici el gata și care este subiectul, deși l-am văzut recent, a plecat pe la Constanța, prin subteranele Constanței, el a rămas cu obsesia zonei maritime, acolo și-a făcut liceul de altfel inițial. Și în rest n-am mai comunicat cu ceilalți scriitori din Neamț, probabil că trăiește fiecare acolo unde... Mulțumesc, nișa, mulțumesc Adrian, pentru că ai acceptat să vii astăzi în emisiune și te așteptăm cu domnul primar să discutăm despre cultura administrației Pietrene și nu numai, cultură în administrația Pietrene. Și baftă multă la nominalizare, iar dacă
lucrurile ies bine până la final. Acolo deja s-a dat premiul lui Ovidiu Genaru. Ovidiu Genaru? Da. Ce a scris? O carte despre un poem, de altfel dramatic, despre canal. După jurnalul unui frate de-al său, Mircea. Care a fost acolo. Da, care a fost la canal și a luat jurnalul și l-a reinterpretat liric. Faptul că am fost nominalizat între primele 5 cărți este o mare onoare. Nu ne-am supărat că a luat Ovidiu Genaru, pentru că e un scriitor stimabil, un scriitor, un poet foarte bun și e și la o vârstă frumoasă, 86-87 de ani, așa că și e băcăoand al nostru de aici, din preajmă. Mulțumesc, să ne vedem cu bine data viitoare și, oameni buni, vine sfârșitul de săptămână, bucurați-vă cât se poate. Și nu uitați, bucurați-vă cu măsură, pentru că, eu am spus-o de mai multe ori în această emisiune, suntem pe cont propriu. Din păcate, nu mai avem niște piloni de care să ne prindem din partea statului. Asta e. Om trăi și om vedea cum le ducem pe toate, Adrian cele bune. La revedere!